Bună seara, bine v-am găsit! O nouă ediție a Cercului. Suntem găzduiți ca întotdeauna de Cărturești Verona și asistați de Genevieve Fieraru, care ne coordonează întâlnirile. E o mare bucurie, în seara aceasta l-avem invitat pe domnul profesor Mircea Vasilescu. Încercam să găsesc un cuvânt introductiv și spuneam puțin mai devreme că o să fie destul de complicat să expun succint toate lucrurile pe care le-ați făcut. Eu spun mai ales din perspectiva mea. Profesor la Facultatea de Litere, la facultatea noastră, directorul Departamentului de Studii Literare, ați creat două mastere, Teoria și Practica Editării, Studii Literare, autor al unor studii foarte importante, Iubite cititorului, Mass Comedia, Comedia, Europa dumitale, dus întors între noi și ei. Și această ultimă carte, apărută la Humanitas în 2018, Cultura română pe înțelesul patrioților. Timp de 17 ani, dacă nu greșesc, ca sunt redactor șef la Dilema Veche, ați creat un festival, Dilema Veche, la Alba Iulia. Sunteți implicat în tot ceea ce înseamnă proiecte de mass media și discutarea imaginii intelectualului la noi. V-am ascultat într-o expunere recentă, care a venit într-un cadru academic formal, vorbind despre ceea ce se poate numi așa prețios, egoistorie, o prezentare a activității dumneavoastră. Și trebuia să mă întreb la momentul respectiv, dincolo de toate acele rigori ale discursului, care era totuși prelejuit de un context formal, dintre toate aceste preocupări ale dumneavoastră, cum ați defini? Care este cercetarea care, până la urmă, explică și mai bine afinitățile dumneavoastră cu relația aceasta cu literatura? În ce fel vă servește literatura și în ce fel ați orientat cercetările pe care le-ați făcut de-a lungul acestor ani? Bună seara! Mulțumesc pentru invitație. Foarte interesant rezumat. Acum am dat seama că am făcut totuși destule. Răspunsul cel mai scurt este nu știu care e cercetarea aceea. Din păcate pentru mine, am făcut într-adevăr lucruri aparent amestecate. Am îmbinat teoria cu practica, așa ni se spunea, nu întotdeauna să facem. Dar acum, serios vorbind, m-a interesat întotdeauna și am avut curiozitatea de a înțelege mai bine relația literaturii cu altceva. Cu societatea, cu ideologiile, cu publicul, cu multe altele. M-a interesat de asemenea să explorez traseul literaturii sau al cărților în general, sau al culturii, hai să spunem așa, cu o formulă mai largă, spre public și ce e la public. Asta am încercat să fac. Asta fac și acum, într-un fel, la cursurile pe care le țin la master, unde îi plictisesc pe studenți cu marginalități care mi se par importante, totuși. Adică țin cursuri despre mass media, despre marketing cultural, despre politici culturale. Le vorbesc despre economia culturii și cum se finanțează cultura. Sigur, am și oarecare practică în toate astea, pentru că dacă am lucrat la o revistă și am organizat festival și evenimente culturale, chiar știu pe propria piele ce înseamnă finanțarea acestor lucruri. Dar dincolo de asta, eu mă bucur că în facultatea noastră a apărut și așa ceva, a apărut și o asemenea perspectivă. Pentru că, bun, lucrurile astea s-au întâmplat în ultimii, hai să zic, vreo 15-20 de ani. Și cred totuși că e nevoie de așa ceva, nu doar de ceea ce știm noi că este literatura sau ce am fost învățați că este la școală, că este literatura, vorba lui Roland Barthes, care, sigur, trebuie explorată și cu alte mijloace și cu alte metode. Și... Dar pe mine mă interesează mai degrabă ambalajele literaturii. Sunt specialist în ambalaje. Asta. Pe de altă parte, discutam zilele trecute atunci când pregăteam discuția și eu vă mărturiseam cu toată onestitatea că o asemenea perspectivă sociologică nu m-ar fi interesat în urmă cu un număr de ani. Pentru că veneam în tradiția discursului despre autonomia esteticului, pentru că aceasta este tradiția școlii românești și poate din punctul ăsta de vedere mi se pare mai coerent că o asemenea abordare există la nivelul masterului decât la nivelul programelor de licență.
pentru că apare și conștiința distanței. Eu înțeleg că poziția pe care o aveți este în primul rând poziția hiperexersată a unui observator. Avantajul observatorului este că poate să cuantifice miza acestei distanțe și vede deci altfel cadrul larg în care apare un text oarecare. De la început ați înțeles lucrurile așa sau a fost un context care v-a favorizat deschiderea spre un anumit domeniu? De pildă, mărturiseam deschis, nu am apucat să citesc prima noastră carte. Îmi spuneați că este desprinsă dintr-o teză de doctorat, Iubite cititorului. Și mă miram chiar că, iată, este un studiu despre literatura veche, deși noastră discutați mai ales despre problemele lumii actuale. Sigur, istoria e ciclică, pe de altă parte. Da. Da, bun, acolo era teza mea de doctorat în care mă ocupam mai degrabă de comunicarea între autor și cititor, hai să zic așa, pe scurt. Iar textele vechi erau mai degrabă materialul de studiu, corpusul pe care îmi exersam micile mele pasiuni metodologice și teoretice de pe vremea aia. Da, a fost și un context. E adevărat, asta cu autonomia esteticului are o întreagă tradiție la noi. În perioada când m-am format eu, în anii 70-80 și generația noastră, povestea asta cu autonomia esteticului era și un instrument în războiul subteran cu regimul comunist, pentru că în momentul în care Ceaușescu a lansat tezele din iulie și a urmat după aia au urmat strângeri succesive ale șurubului, cum spune Eugen Negrici, se mai slăbea, se mai strângea. Sigur că să afirmi în continuare autonomia esteticului în momentul în care partidul și secretarul general dau indicații despre cum trebuie scrisă literatura, cum trebuie făcute filmele și așa mai departe, era un mod de supraviețuire, dacă nu chiar de rezistență. Dar, dincolo de asta, e sigur că e o întreagă tradiție. Pe de altă parte, având și oarecare experiență practică în toate lucrurile astea, îmi dau seama că o literatură, o cultură nu pot rezista, nu pot funcționa fără intermediari, fără ambalaje, fără instituții care să le facă să funcționeze. Cred că la noi încă predomină așa în ideea asta de sorginte romantică a creatorului care stă cu degetul la tâmplă, coboară inspirațiunea și-l atinge cu aripa și pac, se naște capodopera. Sigur că e așa, sau poate fi și așa. Dar, lumea s-a schimbat, a evoluat. Acum aici suntem într-o librărie. Păi până să ajungă aceste cărți în raft, de la zeița inspirației și până la raft, e un drum. Pe drumul ăsta sunt o felul de intermediari. În cultura noastră încă lipsesc intermediari, încă lipsesc entități, instituții sau, mă rog, dacă nu lipsesc, uneori funcționează precar. Și atunci cred că e nevoie să studiem și asta. Da, când eram eu student, încă era la modă structuralismul și era foarte puternic atunci. Bun, noi, generația noastră, începuse în perioada aia când nu prea se mai traduceau cărți, nici nu mai veneau cărți din străinătate, spre deosebire de anii anteriori, când de bine, de rău, povestea asta mai funcționa. Încercam să citim și să ne deschidem mintea cât se putea în regimul ăla închis. Și la mine, sigur, a fost și un context și a fost și un noroc. Norocul s-a numit, a avut întruchiparea profesorului Paul Cornea, care la un moment dat ne-a spus la curs, era în anul 2, și ne-a spus la curs, cine vrea să-și dea licența cu mine, poate să vină să stăm de vorbă. Eu atunci nu prea știam de ce să mă apuc, citeam așa dezordonat, cam ce-mi picam, și mitologii și structuralism și semiotică. Era o varză, aș spune acum. Și m-a dus și am stat de vorbă și mi-a dat o idee. Eu m-am apucat de licență la sfârșitul anului 2 de facultate, că așa s-a nimerit. Și din 4 ani, de spus. Erau 4 ani atunci, să învățam 4 ani. Și mi-a dat o temă. Dacă vreau să mă ocup de limbajul titlurilor. Ceea ce mi s-a părut amuzant. Așa, limbajul titlurilor. Nu știa nimic, habar n-aveam cu ce să mănâncă și ce trebuie să fac. Dar așa a început.
Și într-un amestec de semiotică și sociologie am făcut o teză de licență. Pot să garantez că tot ce era atunci în bibliotecile din România pe tema titlurilor am citit. De atunci am fost chiar la zi. Nici nu erau foarte multe, mă rog. Și am făcut o teză de licență despre titluri. După aia, teza de doctorat a fost despre predoslovii, despre prefețe și uite așa a trecut timpul și n-am ajuns să mă ocup și eu de textul în sine. Mai glumesc eu câteodată. Da, vreau să spun, a fost și acest context, faptul de a fi lucrat cu profesorul Paul Cornea m-a îndreptat mai degrabă către direcții din astea, hai să le zicem, un pic de sociologie, un pic de istorie a instituțiilor literare, un pic de altceva. Și am început să fiu interesat mai mult de context decât de text. Faptul că sunteți mai atent din această perspectivă a studiului pe care l-ați format asupra titlurilor, asupra prefețelor, generează cumva și acest instinct de a prefigura conținutul? Adică se formează această inerție să se deschidă atât de mult textul din perspectiva studiului pe care l-ați făcut? Pentru că există funcție de anticipare și în titlu și în prefață. Sigur că da, da, bineînțeles. Sigur că da. Pe de altă parte, da, bună observație, nu mă gândisem, dar cred că așa e. Pe de altă parte, probabil că și structural sunt eu așa. Unele dintre lucrurile cu care m-am ocupat nu sunt foarte spectaculoase. Nu? Și ce o anumită răbdare și o anumită curiozitate bine controlată. Adică când făceam teza de licență despre titluri, am făcut teza de licență despre titlurile volumelor de poezie apărute în România între 1952 și 1982. 30 de ani. Toate. Asta este un corpus de câte titluri? 3300 și ceva. Pe care mi l-am scris. Precizez pentru cei care au deschis televizorul mai târziu, cum se spune, că pe vremea nu exista telefon mobil, nu exista computer, nu existau baze de date, nu exista nimic. Cu sfintele fișe. Era pix și fișă, da. Și le scriam așa pe fișe mici, pe fiecare, aveam un sistem de numerotare și de codificare, după care începeam să le combin așa pe o planșetă de aia de arhitect, aveam așa ceva, și începeam să... Precum cărțile de joc, le grupam pe categorii, le strângeam, le recombinam ca să le găsesc o logică internă. Deci, asta zic, presupune răbdare și un fel de curiozitate de asta bine controlată, pentru că nu e nimic spectaculos. Nu sari de bucurie că ai găsit o mare idee citind textul cu tare. Faci niște sărituri mai mici așa și te bucuri dozat, pas cu pas. La perspectiva era deja sincronizată, de fapt, era un mare avantaj, pentru că dacă sunt să ne uităm acum la acest decalaj între, să zicem, școala românească și ce se întâmplă în Occident sau în Statele Unite, cu siguranță studiile de sociologie sau studiile interdisciplinare, numindu-le într-o pălărie mai largă, sunt în acest tip de demers. Sunt, da, am descoperit după 1990, când am ajuns și eu prin lume, și m-am dus de curiozitate să văd, încă eram aproape de teza de licență, am dus și eu să văd totuși dacă... Mi-am dat seama că eram onorabil, eram în regulă. N-am mai găsit chestii esențiale care să-mi fi scăpat. Și m-am simțit într-adevăr sincron. Eu din România comunistă în anul de grație 1984. Ce știam eu ce e dincolo de granițe. Ce înseamnă un intelectual în momentul la care dumneavoastră ați încheiat aceste studii și în momentul în care erați pe punctul de a descoperi ce se întâmpla în afară? Ce model intelectual aveți și în ce fel eram decalați? Vă întreb lucrul ăsta și pentru că urmează mai multe etape în care puteți face o descriere a ce înseamnă intelectualul. Dilema veche generează o figură a intelectualului în societatea românească. Asta e o discuție complicată și mă tem să nu divaghez, dar să-mi spui dacă divaghez. Pentru că mă și interesează și acum vreo 2-3 ani am apucat să scriu și o carte despre chestia asta și am citit ceva pe tema asta. E foarte încurcat povestea cu intelectualul în anii 80 ai regimului comunist în România. Atât cât pot da seama și cât puteam eu să percep atunci...
hai să zicem, spiritul public, care era ascuns și absent. Da, mă rog. Și din experiență pot să spun că da, încă exista un tip de prestigiu al ideii de intelectual moștenit din urmă și ținut așa în viață, în sistemul ăla închis, în care cultul personalității devenise aberant, în care, cum să spun, calitatea vieții intelectuale era scăzută. Televiziunea emitea 2 ore, discursul ăsta propagandistic ocupa foarte mult spațiu, revistele literare, câte erau și cum erau, se chinuiau să mai țină steagul, filme, în perioada aia erau mai mult filme sovietice și din Coreea de Nord, mai rar ajungea câte un film adevărat și tot așa. Da, exista, cum să spun, un fel de mic underground atunci, cu ajutorul căruia mai se mai putea comunica într-un fel sau altul cu lumea culturală a lumii libere. Sigur, pe bucăți, pe sponci, cum se... Dar ideea de intelectual încă exista. Chiar și în... Cum să spun? Eu am fost profesor întâi la o școală generală, vreo 3 ani și ceva. Și într-o școală generală dintr-un mic oraș de provincie, la Breaza. Oamenii acolo voiau să-și dea copiii la facultate, totuși. Și li se părea că în societatea aia, că nimeni nu se gândea în anii 80 că o să se termine comunismul. După aia, sigur, au apărut o felul de prevăzători post-factum, care zicea, domnule, eu din 80 eram convins că nu era nimeni convins. Sau nu spunea. Oamenii vreau să-și dea copiii la facultate și să le asigure meserintele, profesii intelectuale, să-i facă profesori, doctori, juriști sau ce să mai putea. Alminteri, de-abia după aia, târziu, la noi a apărut ideea de intelectual public și rolul intelectualilor publici. În anii 90, de altfel, sau chiar imediat după ce a căzut Ceaușescu, după ce a căzut regimul, să ne aduce o aminte că erau tot fel de apeluri către intelectuali care, așa, într-un fel de iluminism târziu, intelectualii trebuiau să vină, erau invitați la televizor, să vină, să pună umărul, să dea idei, să contribuie. Bun, ceea ce uneau și făcut, mai bine sau mai rău, cred că Andrei Pleșu scria la un moment dat, da, a scris în Dilema un articol în care spunea că, în orice caz, calitatea intelectuală a primelor guverne din 1990 era cea mai bună decât a guvernelor de acum, pentru că atunci în guverne erau totuși oameni cu doctorate adevărate, cu niște profesii adevărate, coerent, cu cariere, da, și cu cariere, profesori la politehnică sau la, mai știu eu, la universitate. Da, mă rog, asta e altă discuție cu intelectualii publici, dacă mă provoci să țin un curs pe tema asta. Nu, mă pasionează chestia asta, așa mă... Ce s-a întâmplat după aia e foarte interesant. Și de fapt ce mă pasionează pe mine este relația între intelectual și mass media, și nu mai pe mine. Am citit o întreagă bibliografie pe tema asta. Care e soarta intelectualului în lumea de azi, dominată de media, de rețele sociale, de trafic, de viralizare, de fenomene din astea în care, sigur, intelectualii sunt în continuare prezenți, dar cum? Cu ce efecte? Asta e o poveste complicată. Un mare sociolog german, Wolf Lepeniz, a scris o cărticică, o carte, s-a tradus și în românește. Inițial ăsta fusese un curs pe care l-a ținut la Universitatea Italiană. Ascensiunea și declinul intelectualilor în Europa. Cartea a apărut în 1992, deci imediat după căderea cortinei de fier, foarte rapid. Omul era sceptic acolo și spunea că intelectualul, așa cum îl știm noi de la afacerea Dreyfus încoace, de la Zola, da, care se implică și nu știu ce, tipul ăsta de intelectual și-a cam dat obșteșcul sfârșit și spunea Lepenis și argumenta, după părerea mea, foarte convingător, că probabil ultimii reprezentanți ai acestei categorii ar fi Václav Havel, Adam Michnik și alții care prin
sigur, și prin contribuția lor intelectuală și prin idei și așa mai departe, dar mai ales prin statura lor morală, tind sau vor sau încearcă să croiască o lume mai bună. S-a terminat asta, spunea pe scurt Le Penize. Ce s-a întâmplat de atunci? E foarte amestecat. Senzația mea este că societatea asta mediatică îi consumă foarte mult pe intelectual, îi folosește și îi aruncă, eventual. Unii se lasă prinși în meandrele acestui traseu extrem de complex, alții sunt inadaptați la această minunată lume nouă, combat masiv dintr-o perspectivă a culturii scrise tradiționale, de pildă internetul. Pentru că internetul nu este prostie, o pierdere de timp, e un mijloc de... E foarte amestecat peisajul în privința asta și sunt foarte curios să-l descâlcesc cumva. De altfel, de prin 2000 încoace, există o... Am văzut că s-a scris foarte mult pe tema asta. Și tot citind așa lucruri americane, britanice, franțuzești, italiene, chiar și nemțești, dar în traducere, că nu știu germană, mi-am dat seama că, apropo de sincronizare, și acolo discuția se poartă cam în aceeași termeni. Nu suntem chiar așa provincial cum ne simțim noi uneori. Și acolo se discută la fel. Și acolo se pune problema asta, care mai e rolul intelectualului în societate atunci când el acceptă să apară la televiziune într-un continuum așa, cu emisiuni cu vedete, bârfe, știri, entertainment și nu știu ce. Devine încă o imagine în succesiunea asta foarte rapidă, amețitoare, de imagini peste imagini, asupra cărora cetățeanul de pe canapea cu telecomanda în mână simte că intervine. De fapt nu intervine, chiar dacă schimbă canal. Plus că opțiunea intelectualului de a transmite ceea ce are de transmis într-un mediu sau altul modifică și publicul. Sigur. Intelectualii comunică astăzi pe Twitter, pe Facebook, sigur, prin mesaje percutante tip pilule. Păi povestea cu pilulele e veche, din anii, scria Umberto Eco despre ea prin anii 60, da. Apropo de televiziune și de felul în care se livrează cultura la televiziune în pilule. Între timp s-a perfecționat povestea asta, sigur, în momentul în care intră în această morișcă, în mașina de tocat idei, asta e titlul pe care l-am găsit eu pentru cartea mea, sper să o și termin la un moment dat. În momentul în care intră mașina de tocat idei, se adaptează. Ceea ce, pe de o parte, are și avantaje. Adică, bun, să nu negăm așa, să nu dăm la o parte cu un dos de palmă tot ce înseamnă televiziune, internet și așa mai departe. Pentru că asta aduce și beneficii. Intelectualii pot, de pildă, la televiziune să prezinte în 5 minute capodopere ale artei universale, sau știu eu. S-a făcut și asta. S-a să facă documentare consistente despre istorie, filozofie, științe, mai știu eu ce. S-a întâmplat și asta, dar pe de altă parte, în accelerarea în care trăim de când cu Web 2.0 și cu telefoanele deștepte, intelectualii sunt consumați. Sunt supuși grilei de audiență. Nu faci audiență, la revedere, altul. Noroc că digitalizarea, totuși, a adus și avantajul ăsta al nișării. În anii 80 nu se gândea nimeni că la un moment dat vor apărea, de pildă, canale de arte, cum e arte, da. Sau Discovery, care prezintă documentare de știință, sau National Geographic, un canal care îți dă documentare despre natură și mai știu eu despre ce, și așa mai departe. Au apărut nișele. Și atunci televiziunea nu mai e față de cum era în anii 80, când era centrată pe niște sisteme mari generaliste în care rotițele se tot învârteau. Bun, dar una peste alta, lumea se schimbă mai rapid decât putem noi asimila. În această istorie a figurii intelectualului, pentru care să zicem că era om care pe sfârșitul secolului 19, de dinainte de începerea războiului, de dinaintea revoluțiilor în Europa, ce
puncte vedeți în aceste modificări? Eu mă gândeam de pildă la acest moment, sfârșit de secol XIX, poate mai 68, și acest moment al trecerii înspre tehnologii, care vine însă cu un anume tip de discurs mult mai fragmentat, conjugat poate și cu o anumită criză a ideii de autoritate, o redefinire a ideii de elită, hrănit pe de altă parte de un discurs teoretic care vine să alimenteze, cel puțin în mediul academic, această presiune a metodologiilor. Discursul nu mai are același tip de fluiditate pentru că te încadrezi până la urmă într-o școală, aparții unei metode, aparții unui spațiu de analiză și așa mai departe. Dar mă interesa dacă ați luat până acum în considerare o asemenea istorie, adică există câteva pivoți, niște modificări sau... Da, există, există, sigur că există, posibilă. Sigur că există, dar eu aș... Bun, mai 68. Sigur că e un reper. Nu știu dacă este cel reper, bun, nici este, de cum știu că e bun. Este. Dar eu n-aș lua momentele, ci aș lua procesele din jurul acestor. Mai 68 a fost o explozie, da, fitilul fusese aprins deja mai de mult. Acum sigur că trag discuția spre lucruri pe care pretind că le mai știu cât de cât. Mie mi se pare interesantă evoluția ideii de intelectual încoace spre zilele noastre, în modernitate și postmodernitate, legată de ceea ce s-a chemat cultură mass culture, cultură de masă sau cultură media, media culture sau cum eu mai zice acum, asta e altă discuție. De ce? Pentru că e adevărat că mai 68 a fost un reper și a generat... Oare că nu este. Așa. Nu, este. Dar înainte de asta, în Statele Unite, multe lucruri de acolo au început și după aia au trecut oceanul încoace, totuși. Cel puțin în materie de mass media. În anii 50-60, în Statele Unite, era un anumit peisaj intelectual foarte fervent, grupat de pildă în jurul câtorva reviste care alcătuiau elitele americane, da? Erau niște cercuri, niște grupări culturale și ideologice. Cam așa era în Franța, cam așa era în toată Europa occidentală, liberă, evident că la ea ne referim. Mai 68 a fost într-un fel sau altul un punct pe acest traseu. Dar în anii ăia 50-60, că asta putem să studiem și s-a studiat, evident, toată povestea asta intelectuală, da? Partisan Review, rolul revistei americane, sau mai știu eu, The New Yorker, care atunci a căpătat așa, New York Review of Books și altele care în anii 50-60 au căpătat o anumită greutate. În perioada asta avem o evoluție rapidă a televiziunii, care ajunge în casele fiecărei familii. Da? Asta schimbă societatea, schimbă viața, schimbă lumea, schimbă accesul la informații, așa cum era atunci, și atunci televiziunea se vedea în familie și sunt studii întregi despre noul membru al familiei numit televizor. Da? Prietenul imaginar care în sfârșit avea un corp. Exact, avea un corp și... seară de seară coeziunea familiei era dată de televizor, că se așezau toți să vadă ce li se dădea, asta vedeau. Dar una peste alta, accesul la informații și la cultură se schimbă prin aceste instrumente. Intelectualii deja încep să aibă pe de o parte un traseu de comunicare cu masele, care devin tot mai prezente. Pe de altă parte, sigur, ei au cercurile lor, elitele funcționează după niște reguli știute, apar tensiuni noi în societate. Ce mai vorbim de internet și de toate procesele globalizării. Asta a generat uneori, chiar din partea unor intelectuali importanți, reacții contrare. Da? Sunt curente naționaliste și populiste în zilele noastre care sunt hrănite dintr-o substanță intelectuală și din, la urma lor, din cărți, din... de partea cealaltă, sigur, intelectualii progresiști care fac și de... E o lume extrem de interesantă, dar foarte fragmentată. Și
Bun, acum generalizez ceea ce nu-mi place, dar observ că în ultimii, hai să zic, 30 de ani, 20-30 de ani, și în lumea intelectuală au apărut roluri diferite. În ce sens? În sensul că de la o vreme încoace se vorbește de intelectualii publici, ca și cum ar fi un fel de sectă separată, nu? Și aici are și o istorie interesantă. Un american, Russell Jacoby, a dat greutatea acestui termen, pe care l-a preluat de la un sociolog tot american din anii 50. El îl emisese, dar n-a avut niciun ecou. De-abia de atunci încolo au început lumea să se ocupe de intelectualii publici. Ce sunt ăia? Păi ăștia care apar în public, nu? Sunt clasificări și roluri. Cea mai interesantă chestie am găsit-o la un Alan Lightman, care e profesor la Massachusetts Institute for Technology. El e fizician, atenție, și ține cursuri de fizică, dar a scris și romane și ține și cursuri de creative writing. Ceea ce mi s-a părut mișto, fizician să facă toate astea. Bun. Și el zice că sunt trei faze în evoluția unui intelectual public. Unu, scrii despre specialitatea ta pentru un public mai larg. Ceea ce, în accepția americană a intelectualului, care înseamnă, în primul rând, un om care mai mult sau mai puțin e universitar sau, mă rog, are legătură cu universitatea. Acolo lucrurile sunt mai clare. Aici, pe la noi, e mai greu de definit intelectualul, nici nu trebuie să te apuci. Alan Light mai zice, prima fază e asta. Scrii pentru un public mai larg, adică scrii despre, nu știu, biologie, filozofie, care e ocupația ta academică, medicină, știință, fizică, în ziare, în reviste de mare impact. Asta e prima fază. A doua fază, începi să scrii despre specialitatea ta în legătură cu societatea, politica și așa mai departe, și atunci nu mai scrii despre medicină, ci despre rolul medicinei în societate. Atingi probleme. Așa. Faza a treia, zice Alan Lyman, by invitation only. Și asta e consacrarea. Mi s-a părut foarte interesant. Asta e consacrarea intelectualului public. În momentul în care devii suficient de cunoscut, când ai notorietate că de mass media din asta se hrănește, ești invitat să-ți dai cu părere, ești întrebat. Nu ai scris tu ce vrei, ești întrebat. Și dă ca exemplu pe Einstein, care s-a ocupat cu ce s-a ocupat. În momentul în care a devenit celebru, a început să fie întrebat, să-i se ceară păreri despre educație, religie, de toate. Cam așa se întâmplă, de fapt. Ești întrebat. Un sociolog american care a scris mult despre media culture, mă rog, mai vechi, mai de pe vremea mea, Herbert Gans, spunea, zice, eu nu mă simt intelectual decât în momentul, cu umor, decât în momentul când mă sună de la câte o televiziune să explic niște lucruri. Zice, atunci simt că într-adevăr că sunt intelectual. Zice, alminteri îmi țin cursurile, îmi scriu cărțile, sunt liniștit. Dacă mă sună de la televiziune sau de la ziar să-mi exprim păreri despre ce se întâmplă în societate, da, atunci îmi dau seama că sunt considerat intelectual. Asta e mașina de tocat idei. Și cum explicați totuși schimbarea acestei percepții? E o mai bună legătură cu simțul acesta al comunității? Livrez? Nu cred. Nu cred că am fi atât de în unele cazuri poate fi și asta. Dar eu am deocamdată o jumătate de explicație, rămâne să găsesc cealaltă jumătate. Jumătatea mea de explicație este acest sistem mass media care consumă și care are nevoie de opinii, de păreri. Și vrea să se legitimeze cu opinii acreditate ale unora care se pricep. Hai să ne uităm acum cu pandemia, da? Cine sunt? Doctorii, nu? Ei se pricep. Și atunci mass media începe să întrebe doctori, profesori de la medicină și sunt întrebați. Au apărut figuri despre care publicul nu știa mare lucru. Asta e și o problemă a presei din România. De ce nu știa lumea despre aceste figuri? Că până acum l-a întrebat nimeni nimic. Oamenii își vedeau vorba lui Herbert Gans. Își țineau cursurile, își țineau... Își scriau cărțile și gata. Acum când e criză, s-a trezit presa română, televiziunile române. Stai că avem niște doctori, domnule. Ia să întrebăm pe domnii doctori cum stăm. Păi, trebuia să întrebați și înainte, fără pandemie. Da. Deci, acest sistem
care e o uriașă construcție și care duduie tot timpul și care are nevoie din când în când și de intelectuali și de punctele lor de vedere pe chestiuni din ramura lor, din specializarea lor sau pe alte teme. Ideea de autoritate nu se erodează? Pare totuși efemeră. Se erodează, sigur că se erodează ideea de autoritate, mai devreme sau mai târziu. Sigur că da. Pe urmă, odată intrați în circuitul de consum, pare rău, dar intelectualii devin și uneori, pentru o categorie a publicului, devin obiecte de consum. Nu voiam să spun asta, dar de fapt asta. Da. Ei spun la televizor câteva fraze și alea încep să circule. Iar rețelele sociale favorizează asta pentru că se viralizează, se distribuie. Uite ce a zis marele intelectual cu tare la televizor. Și chestia asta o văd 100.000 de oameni. Din 100.000 de oameni, probabil 1.000 i-au citit cărțile marelui intelectual. Sau 2.000 au citit și cărțile ca să vadă ceva mai substanțial. Dar el a devenit, cum să spun, celebru și consacrat de acest sistem. Consacrarea asta nu e, nu rezistă. Nu asta îi dă statutul de intelectual, dar percepția publicului este, uite, a zis X. Circulă pe Facebook pătrățelele alea colorate cu citate din cine vrei și cine nu vrei, din mari creatori ai lumii, din oameni de știință. Astea circulă masiv, precum aforismele. Câți oameni din ăia care fac să circule astfel de chestii s-au dus să citească... Colportor de meme. Mai puțin. Exact, exact. Asta e. Asta este jumătatea mea de explicație. În această schimbare a statutului pe care l-au intelectualii în societate, mașinăria numită mass media, de prin anii 1980 încoace, 80-90, are un rol foarte important. Și în diversificarea aceasta... Cum vedeți ideea aceasta de adevăr? Suntem într-o epocă de care am deja certificat noțiunea de post-truth. Suntem în epoca post-adevăr. Eu nu mai văd ideea de adevăr. Mi-e greu să mai văd. E rău? E firesc? Nu, nu-i firesc. Nu, nu-i firesc. În jurul nostru se întâmplă niște lucruri extrem de complicate și de grave, a căror gravitate... Lumea nu, după părerea mea, nu vreau să par dramatic acum, dar multă lume nu o percepe și, din păcate, și unii intelectuali sunt și ei, hai să nu zic, să nu fiu rău, neatenți la aceste lucruri. Dar ele se întâmplă. Au ajuns pe prag și au ridicat degețelul să bată la ușă. Când vom auzi bătaia în ușă, va fi târziu. Să ne gândim de pildă la tot mecanismul ăsta al colectării, marele scandal Cambridge Analytica și alte scandaluri de-astea legate de culegerea de date, influențarea alegerilor și astea sunt lucruri, cum să spun așa, pe care le putem ținti, da? Alegeri, Brexit, sunt niște chestii despre care avem impresia că sunt acolo, știm, dar e un proces continuu de dezinformare, de cultivare a neîncrederii. Unde? În societățile democratice, în care încrederea e importantă. Da? Asta lumea nu le percepe. A, că uite, s-ar părea că la alegerile americane a fost o influență rusească. S-ar părea că la Brexit au fost niște chestii dubioase cu mediul digital și cu mesaje care au influențat rezultatul. Asta, aici nu trebuie să fii doctor. Publicul percepe că aici sunt niște lucruri necurate. Dar chestiile astea, picăturile de fiecare zi în care se cultivă neîncrederea noastră a cetățenilor din societățile democratice, în conducători, în politicieni, în instituțiile democratice. Asta e chestia gravă. Ce credeți că se va întâmpla? Nu știu. Nu știu ce se va întâmpla. Nu știu ce se va întâmpla. Cine poate ști ce se va întâmpla? Eu deocamdată constat picături. Eu am un defect de când eram student. De atunci am început să citesc gazete. Am citit enorm. Mi-am pierdut o groază, o bună parte din viață citind gazete.
pentru gesta e timp pierdut. Și pentru mine îmi dau seama cum a fost într-un fel timp pierdut. Și cum vă explicați pasiunea? Mă iertați. Nu știu. Curiozitatea aia de care spuneam, pe care trebuie să o controlezi. N-am controlat-o la timp. Nu, asta când eram student și mă duceam la, la BCU sau la Biblioteca Academiei, mai întâi la BCU, pe vremea, am prins vremuri încă bune, că după aia s-a închis tot, dar în anul întâi sau doi de facultate încă mai erau L'Humanité, ziarul Partidului Comunist Francez, și Le Monde. O vreme a fost și Le Figaro, dar după aia era prea de drept. Încă mai erau puse pe raft, puteai să iei de acolo și să citești. Sigur că m-am amuzat atunci că L'Humanité, care era totuși ziarul Partidului Comunist Francez, partid frățesc cu al nostru, dar avea niște decupaje. Se cenzurau ziarele franțuzești, inclusiv ăla comunist, în România, ceea ce era amuzant. Da, cred că de acolo mi s-a tras. Și încă mai erau cu acces liber niște colecții de ziare și reviste și luam câte una de acolo și răsfoiam așa ca să mai treacă timpul. Deci, ca să revenim, mi-am pierdut foarte mult timp citind gazete. Bun, timp pierdut să zicem, dar măcar un câștig am avut. Am pretenția că știu să citesc texte de presă. Le știu. Și nu trebuie mari cercetări ca să, pentru unul ca mine, nu sunt singurul, sunt profesioniști mult mai buni ca mine în chestia asta. Simți imediat știrea falsă, simți imediat dacă editorialistul neamului scrie ce gândește el cu căpșorul lui sau are alte... Asta se vede din text, textul spune tot. Asta se întâmplă clipă de clipă. Ce se va întâmpla din asta? Deocamdată văd cum aceste picături tot curg în societățile democratice și subminează încrederea pe care se bazează aceste societăți. Încrederea... Mă uit în America. Bon, dau la o parte cine a câștigat și cine a pierdut președinția. Nu mă interesează în acest moment. Da, dacă marea democrație americană a ajuns să se zvârcolească în așa hal, da, pe ce temă? S-au furat alegerile. Poftim? Dar nu suntem în România 1990 mai. Suntem în America, unde se fac alegeri de... S-au furat alegerile, strigă unii. E foarte grav când într-o societate ca asta... Reper pentru întreaga lume. Da? Exact. E foarte grav când se emit astfel de... S-au furat alegerile. Cum să spui așa ceva? Și epoca post-adevăr pune capacul. Pentru că nu mai contează faptele unde. În cultura americană, bazată pe facts, în mass media americană, de la care toată planeta, măcar partea democratică a planetei, bon, sigur, asta vine de la englez, da. Am văzut ce aia facts. Păi nu ni s-a predat în toate școlile de jurnalist serioase faptele, facts. Și trebuie să separăm faptele de opinii. Se pare că a murit povestea asta, pentru că epoca post-adevăr înseamnă că opiniile sunt mai importante. Și dacă cineva zice s-au furat alegerile și nu știu câți oameni cred în asta și au această opinie, faptele devin la un moment dat irelevante. Nu mai contează că ai dovada că nu s-au furat sau că s-au furat sau... Oamenii au opinii și au emoții. Păi rețelele sociale sunt vehiculele prin care să scurg emoții peste emoții. De la poza cu copilul pe plajă pe care și-o pune omul acolo, bucuros că are un copil frumos, drăguț. Uite, și am fost și la plajă cu el, mânca la mama. Și pune poza pe Facebook, fără să gândească la nimic. Ceea ce e explicabil emoțional. De la asta până la influențarea alegerilor, Brexit și nu știu ce alte chestii complicate, emoții peste emoții care curg și curg și curg prin rețelele sociale. Mă gândeam câteodată așa văzând ce valoare are la bursă Facebook. Și mă gândeam așa la cum ne-a învățat pe noi la școala comunistă, nu? Producția. Exact. Asta e, producția. Ce produce Facebook? Emoții produce. Exact. Cum a ajuns el la bursă la o valoare de sute de miliarde? Pe ce bază? Pe bază că oamenii au emoții. Am dat eu o explicație simplă și am renunțat să mă mai gândesc mai departe sau să... Cineva a avut ideea. Cineva a avut ideea, da, și alții au avut ideea.
fost un documentar interesant, Dilema Socială se chema, în care foștii angajați de la aceste mari chestii spuneau ceea ce nu puteau să spună când erau angajați. Interesant. Și evident toți își turnau cenușa în cap și spuneau că nu mai calcă pe acolo. De altfel sunt aceste emoticoane, adică în mod explicit, emoticoanele, cum se numesc, sunt expresia extirpată a emoției. Evident, și s-au pierdut nuanțele și subtilitățile. Zâmbetul e de un fel sau de trei feluri, sau în fine, atât. Comunici cu cineva și zici, băi, comunicăm, era comunicări. Da, ai de ales între trei feluri de zâmbete, atât. Nu? Ne standardizăm. Și atunci, de fapt, sunt paradox. Locul subiectivității este în prim plan și cu toate astea, exact, ușor-ușor ne surpăm orice cale de a mai avea un raport coerent cu lumea. Acum, eu am citit pe tema asta tot felul de lucruri și. Mai sunt și, și optimiști ai noilor mijloacele de comunicare și entuziaști și euforici. Sunt și optimiști moderați, ca să zic așa, care unii spun că stați un pic să nu intrăm în panică, nu e sfârșitul lumii, și înclin să le dau dreptate uneori. E vorba de noi mijloace de comunicare, e vorba de un sistem pe care nu l-am mai avut, nu eram pregătiți pentru el și care a evoluat foarte repede. Foarte repede. În mod particular, unul de pildă care Clay Shirky se numește. E un tip foarte interesant, așa, un autor care... Și el spune, păi stați un pic, și când s-a inventat tiparul, a fost ceva asemănător. Vă speriați de internet și de chestia asta, pentru că să ne aduce o aminte în istoria cărții și a tiparului, revistele populare, eventual pornografice și cu glume proaste, au apărut înaintea cronologică, înaintea revistelor științifice. Deci nu... O să se găsească. Și aici îi dau dreptate. Zice, mult timp oamenii au investit resurse în educarea copiilor. Și, sigur, e adevărat, noi la școală învățăm, în cultura scrisă în care am trăit atâta vreme, la școală am învățat cum să ne descurcăm cu textele. Și am învățat cum să gestionăm chestia asta. Acum apar niște drăcovenii vizuale, virtuale, digitale, așa, pentru care trebuie să se scrie noi reguli. Omul zice se vor scrie. Bun. Să vedem când și cum și dacă. Cum evoluează ideea de libertate de expresie în contextul ăsta? Devine un domeniu infinit, cu atât de multe subcategorii, întreținute tocmai de dreptul de a avea emoții, de a le expune. Aici o să spun un lucru urât. Spuneți, nu ne aude nimeni. Suntem numai noi aici. Exact. Bun. O discuție este cum evoluează libertatea de exprimare. Și aici putem discuta tehnic, politic, juridic, în multe feluri. O altă idee e că datorită noilor tehnologii, platformelor, rețelelor sociale și așa mai departe, practic oricine, sau teoretic oricine, a căpătat în numele libertății de exprimare dreptul de a spune orice. Vorba lui Habermas, internetul ne-a adus avantajul de a avea acces nelimitat la articole proscrise. Mai mult decât articole, sau mai puțin decât articole, de fapt, rețelele sociale îi dau dreptul oricui să spună orice. Nu prea sunt filtre. Selecția se face greu aici. Se viralizează orice năzbâtie. Dacă individul e pus la punct, el invocă libertatea de exprimare. Stați un pic! Vreau să spun că libertatea de exprimare, dincolo de discuția ce este, cum mai funcționează juridic, politic, etc., apare utilizarea libertății de exprimare de către oricine. Fie că știe ce să facă cu ea și cum să o folosească, fie că nu. E și aici o cultură a libertății pe care trebuie să o ai. Sigur, a devenit celebră vorba lui Umberto Eco din 2015, cred,
când a fost făcut doctor honoris causa la Universitatea din Torino și pe hol cu jurnaliștii, mă rog, i-au mai cerut nici nu știu ce păreri și Umberto Eco a spus atunci Europa și asta a circulat și circulă în continuare, toată lumea cred că o știe, că internetul le-a dat imbecililor dreptul de a apărea în public și prostul satului care altădată era pus la punct și lăsat la locul lui, acum a devenit purtător al adevărului și al... Chestia a devenit celebră. Din păcate pentru bietul Eco, pentru că el a scris chestii multe și serioase pe teme din astea de comunicare și de așa. Dar asta e, când arunci o vorbă de asta, sistemul o duce mai departe. Asta e și cu libertatea de exprimare. Avem drepturi, avem libertăți. Da, dar era noi toți pregătiți pentru ele? Nu. Poți să restrângi, aici devine complicat, poți să restrângi dreptul la liberă exprimare pentru că unii spun tâmpenii. Aici devine complicat. Și e complicat și va fi complicat în continuare. Acum am văzut că în Franța, n-am urmărit foarte atent, dar am văzut la știri că în Franța s-a adoptat o lege care interzice difuzarea nu știu căror imagini cu polițiști. Luată, securitate globală. Exact. De aici începe o poveste foarte complicată. Ce ai voie, ce n-ai voie. Om vedea ce se va, cum se va rezolva. Totuși, Franța nu e de colea. E o țară în care lucrurile astea se știu și se practică de mult, dar lucruri de genul ăsta, privind lucrurile foarte de sus, mă întorc la ideea pe care o spusem adineaori. Încet, încet se picură neîncrederea. Da? Pentru că o chestie ca asta, sigur, e controversată și controversabilă. Stai puțin, cum adică nu avem voie să publicăm ceva, ci numai altceva? În principiu. Așa apare neîncrederea. Sau, cred eu că apare neîncrederea când guvernele democratice tot o iau pe panta asta de a mai reglementa, de a mai interzice, de a mai... Aici ar trebui ca intelectualii să... Urma să vă întreb, tu mai veniți în întâmpinarea întrebării mele. Există în misiunea intelectualului să vină să regleze această definiție sau, în fine, să încerce o mișcare de recul? Dacă ne uităm în urmă, a existat întotdeauna. În situații de genul ăsta, și avem multe cazuri când intelectualii au luat atitudine, au explicat. Bun, ceea ce îi fac și acum, problema e cât impact mai au spusele lor, asupra cui. Mă tem că aici statutul lor s-a cam șubrezit. Nu neapărat din vina lor, nu asta vreau să spun. Dar sistemul i-a pus undeva într-un colț, care aminte poate să fie frumos împodobiva intelectualii, oameni de cultură, poate să fie foarte frumos și decorativ, da, atât. Eu am folosit toată așa, că așa mi-a venit. După aia mi-am dat seama ce de greutatea cuvântului. Într-un articolaș în Dilema am scris, comentam cartea lui Lepeniz cu Ascensiunea și decrânul intelectual. Și mi-a venit cuvântul paraintelectuali, așa cum există paramedici. Și a zis, așa cum paramedicii, de fapt, nu sunt medici, dar ei rezolvă o chestie rapid, dau un ajutor pe loc, care poate să fie fundamental pentru salvarea unei vieți. Așa au apărut paraintelectuali, care nu sunt intelectuali, așa cum îi știam noi, reflectând, având o anumită conduită morală, vorba lui Lepeniz despre Havel și Mihnic și așa. Nu mai sunt așa. Dar ei sunt experți pe o chestie. Se pricep la aia. Au expertiză. Eventual sunt buni de gură. Comunică bine. Și îți dau senzația că rezolvă problema prin discurs. După ce am scris eu acolo de paraintelectual, mi-am dat seama că am folosit un cuvânt greu. Dar probabil că în zilele noastre a apărut și categoria asta absolut onorabilă a experților în ceva care pe bucata aia sunt foarte buni și care au influență, au impact în public, în discursul public, dar nu mai sunt așa cum erau odinioară intelectuali, un fel de oameni care să emită idei, să influențeze opinia publică, să croiască un curent de opinie. Și să prezintă o viziune mai generală asupra lumii și nu o nișă extrem de specializată. Se vadă conexiunile dintre lucruri, nu doar
expertiza în chestiunea paharului, care poate fi perfectă. Dacă paharul nu e pus în legătură cu nimic altceva, riscăm să nu vedem problema. Ține oare și de o evoluție a discursului academic, la modul general? De faptul că în mediile academice se încurajează specializările? Probabil că este și asta. A mai fost așa ceva. În America s-a întâmplat asta și asta chiar Russell Jacoby, despre care vorbeam, o carte din 1987, el reproșa intelectualilor retragerea în universități și faptul că erau preocupați numai de cercetările lor academice și de nu știu ce. Și, probabil că discursul academic are și el un rol, dar aici se mai întâmplă ceva. Și universitățile din zilele noastre, așa cum au evoluat ele, mi se pare că au și rolul ăsta de, cum să spun, au și un rol public. Da. Pe care și-l asumă. Și avem multiple cazuri de mari intelectuali, apropo de intelectualii publici, ce vorbeam înainte și de fazele lor de... Există intelectuali, eminenți oameni de știință, care funcționează și ca o interfață între discursul academic și spațiul public. Ei explică într-un limbaj, hai să spunem, accesibil unui public mai larg, nu în termenilor strict academici. Încă mai există și așa ceva. Ce nu văd eu, că nu văd, e, cum să spun, cum funcționează ansamblul și unde mai sunt intelectualii în tot acest mecanism uriaș. Aici mă tem eu că impactul lor, al ideilor lor a scăzut. Și apoi, bun, sigur, există diferențe de la o țară la alta, de la o cultură la alta. Chiar dacă noi tindem să vedem așa lucrurile în general, nu-i tot una, nu e. La noi, din păcate, în mass media, așa cum e în România, nivelul intelectual e foarte scăzut. Preocuparea pentru probleme de genul ăsta nu prea există la cea mai rămas din ziarele românești. La televiziune nici nu mai vorbim. Televiziunile noastre sunt foarte jos ca nivel intelectual și ca preocupare pentru niște teme un pic mai substanțiale. Cum din păcate, asta e. Cum descrieți procesul ăsta al receptării ideii de cultură generală după 90 până în prezent? Scrieți și în volumul noastră. Și incriminați, adică denunțați de fapt această lipsă de legătură substanțială cu preocupările care trebuie să existe în viață după ce școala se termine, mai ales în sistemul preuniversitar. Pe de o parte, da. Dacă vorbim de sistemul educativ, el s-a birocratizat și, cum să spun, e lipsit de viziune. Aici avem o lungă discuție. Cât despre ideea de cultură, ideea de cultură e din ce în ce mai precară la noi, pentru că cauzele sunt multiple, dar una dintre ele ar fi, după părerea mea, și despre asta am scris și aici, și am scris-o, cred așa, pe înțelesul marelui public. Nu. Noi nu am avut politici culturale. Mai deloc. Noi avem un minister al culturii care e un fel de gestionar de fonduri. Cam cu asta s-a ocupat. Și avem această scuză pe care o repetă toate guvernele, toți politicienii, mă rog, nu chiar toți, dar ăsta e refrenul. Țara e săracă, nu avem bani pentru cultură. De multe ori problema nu e de bani. Sigur că nu sunt bani. Dar uneori nu e vorba de bani. Și dacă, bine că n-are, mă gândesc câteodată, bine că n-avem mai mulți bani, că s-ar toca. În lipsa unei viziuni și a unor politici culturale. Da. Păi asta s-a văzut în 2018, când trebuia să sărbătorim 100 de ani. Nu? Și atunci Ministerul Culturii a avut un buget mai mare. De ce? Păi la 100 de ani cu ce să sărbătorim? Cultura săracă. Cu ea ieșim în față la ocazii de-astea solemne și festive. Cultura. Păi, eu nu mi-aduc aminte din 2018 să un eveniment memorabil, ceva, nu știu. Eu nu mi-aduc aminte. Poate alții, da. Dar, din câte știu, atunci s-au dat bani pe tot felul de proiecte culturale. Unele mai bune, altele mai proaste. Unele bine făcute, altele superficiale. Dar s-au tocat pur și simplu. În Finlanda s-a construit o bibliotecă la 100 de ani, la centenarul Finlandei. Măcar a rămas ceva. Te duci acolo în Helsinki și vezi, uite, asta e la
făcute la 100 de ani. Deci noi nu am avut politici și nu avem în continuare politici culturale. Nu există viziune. Nu avem, avem alt refren. Vai, nu se citește, suntem ultimii din Europa. Bun, de ce nu se citește? A răspuns cineva la întrebarea asta? Nu s-a făcut niciun studiu serios. Că dacă identificăm problema, după aia putem să venim cu soluții. Și alte țări au trecut prin asta. Și au făcut ceva. La noi nu se face nimic. Că e și un fel de euforia dezastrului, zice la un moment dat domnul Pleșu, folosește formula asta. Am impresia că am ajuns să ne simțim bine tot lamentându-ne. E un fel de proces pervers așa. Dom'le, nu se citește. Da, nu ne includem pe noi. Noi citim. Da? Ăștia nu citesc. E și asta ceva. Am ajuns să ne placă să ne lamentăm așa și să ne simțim bine. Bă, suntem ultimii. Nu se citește, domnule. Pentru că întotdeauna așa care va spune... Așa e românul. Și îți vine concluzia asta. Așa e românul. Nu există român, vă zicea bietul Vintilă Mihăilescu, când îl sunau tot așa de la gazete și de la televiziune, să întrebe cum e românul. Și zice, domnule, vine să le spun, nu există românul ăsta despre care vă zic. Nu există. A și scris în dilema pe tema asta. Nu există românul. Deci am devenit specialist, spunea Vintilă Mihăilescu, cum e românul. Nu există problema asta. Nu există un specific național. Pentru că discutați printre altele și de un asemenea specific național. Și o poveste probabil asta și chestie, fără început și fără sfârșit. Asta iarăși o chestie foarte interesantă. După părerea mea a fost marea temă interbelică. Tocmai. S-a tot întors atunci și vota. Există, dacă vrem, și un specific național. Există și niște trăsături. Putem să facem chestia asta. Dar ce există, ce văd eu acum în jur, e percepția, ce cred oamenii că e specificul național. Și aici se încurcă lucrurile rău de tot. Una e ce crede academia, alta e ce crede nu știu ce grup social, alta e ce cred elevii de liceu din ziua de azi. Da? Hai la licee să întrebăm, băi, care e specificul național? Ce simțiți voi? O să iasă cu totul altceva decât ce spune Academia. Inevitabil. Inevitabil. Nu-i devine nici Academia, nu-ți devine nici puștanii de 17 ani, pe care dacă îi întreb tot așa, ea spune, tu, de ce te simți tu român? Ce? Păi ar fi interesant să vedem ce cred copiii de 17-18 ani. Nu s-a făcut despre... un studiu. Dar cine se ocupă la noi de studii? Că la noi concluzia e gata trasă. Cine să facă studii? De ce să facă studii? Nu ți-e clar. Dar eu... Așa o vârstă. Mă tot întâlnesc cu aia. Ai, domnule, că e clar, ce-ți mai face în studii? Tu nu vezi? Așa e românul. Toată lumea crede că știe ce crede toată lumea. Am făcut o frază. Asta e. Dar ar fi extrem de interesant. Scuze. Ar fi extrem. Eu aș fi foarte curios să facem un mare studiu la elevii de liceu. De ce? Păi ei sunt prima generație conectată. Da? Asta e. E un fapt. Din ce am mai citit și din opinii avizate pe care le-am văzut, se pare că între un tânăr român de 17-18 ani există legături mai mari sau asemănări, de fapt, mai mari între un tânăr român de 17-18 ani și un tânăr american sau francez de 17-18 ani decât între tânărul român din București de la un mare liceu și un copil de 17-18 ani dintr-un sat de munte. Și ce te rădează asta? Și atunci, păi și atunci cum se define specificul național? Ăsta care are acces, e pe TikTok, e pe Instagram, e pe nu știu ce și vorbește o română, o engleză, că ne place, că nu ne place, sunt fapte. Păi și ăla care trăiește la țară într-un mod asemănător secolului XIX, că există în România, găsești secolul XIX, rapid, ieși din București și la 30 de kilometri te afunzi în secolul XIX. Adică oameni care trăiesc cu purcel, cu vacă, cu găini în curte și din asta mănâncă și din asta trăiesc. Și cea mai recentă tehnologie care a intrat în casa lor e televizorul sau curentul electric. În rest, secolul XIX. Păi și atunci care mai e specificul național? Nu știu. Trebuie să existe ceva. Dar e greu de definit și în schimb, lumea și unele instituții. Lumea și unele instituții cred, a, păi știm, domne, am învățat la școală. Și aici ar ajungem la ce învățăm la școală. Se reduce la, discuția se reduce la clișee, la stereotipuri?
Care oricum nici ele nu sunt poate întotdeauna actualizate? Sigur că sunt, sigur că da, au și ele un rol. Și poate că mai e un element care contribuie la asta, această delocalizare, vine să spun, planetară. Nu mai trăim în realitate, adică suntem într-o situație fericită, ne întâlnim față în față, stăm la o cafea, la un ceai. Da, dar bine. În cea mai mare parte a timpului nu mai trăim în... Nu mai punem mâna pe o masă cum punem mâna pe o masă. Așa e, așa e. Și povestea asta cu pandemia a mutat și mai mult în online tot felul Tocmai. De lucruri. Și ne-a mutat viețile acolo și ne-a lăsat cam goi în relația cu lumea. Cum percepeți procesul ăsta prin care trecem? Păi îl percep subiectiv, eu personal nu sunt foarte afectat pentru că asta e, așa sunt eu. Curiozitatea aia bine strunită are și un rol aici. Cum să-l percep? E ceva foarte complicat ce ni se întâmplă și cu efecte pe care din ce am citit și eu că spun oameni mai inteligenți și mai cunoscători decât mine, sunt efecte pe care le putem presupune acum. Le putem bănui, sigur. Se pot prevedea, dar deocamdată nu știm cât va dura, sunt tot felul de scenarii. Se cam știe, chiar dacă nu se vorbește prea mult, că inevitabil va fi o criză economică după asta. Eu, din puținul care mă preocupă, pot să observ, cum spuneam, se mută viața online, munca se mută online și s-ar putea să rămână acolo. În multe domenii de activitate au descoperit firmele că nu mai e cazul să ai cheltuieli cu sediu, cu electricitatea, cu spațiu, lucrează lumea de acasă. Cum va afecta asta viața oamenilor? Complicat. În plus, pandemia asta vine pe fodul și, cum să spun, va fi și într-un fel sau altul manevrată, manipulată în această direcție. Vine pe fondul așa numitului război hibrid, da? A luptei pentru putere globală, Rusia, China. Rusia și China sunt foarte active în direcția asta, războiul, din câte am înțeles, a războiului informațional. Eu mă întreb, picătura asta a pandemiei, plus terorismul, plus altele adunate în timp, ce efecte vor avea asupra democrației, așa cum o știam noi? Nu știu ce să spun, dar vor fi efecte. În chip personal, este în vreun fel, sau percepeți, vorbind cu cunoscuți, familie, apropiați, și un timp al introspecției? Păi, sigur că e. V-a ajutat? Pe mine? Încerc să văd o parte luminoasă în toată discuția. Pe mine? Vai, da, introspecția. Eu, dimineața când mă trezesc la cafea, pac, am o introspecție. Nu, glumesc. Nu știu dacă m-a ajutat sau nu. Sigur că m-a ajutat într-un fel. Simplu fapt de a reflecta la chestia asta. E important. Pe urmă, știi cum se mai spune? Vai, dar ce vremuri interesante trăim. Bun, eu acum am o vârstă, mai am un pic până la pensie. M-am cam plictisit de vremuri interesante. Câteodată îmi dau seama, dom'le, dar n-aș putea să cât mai trăiesc. Vreau și eu ceva neinteresant așa. Plat, plicticos, liniștit. Se poate? Uite că nu se poate. Asta era o veche polemică cu un amic de-al meu de la Viena, care stă acolo de multe vreme și că Viena e un oraș plat, așa, civilizat, totul este... Nu, zice, m-am plictisit. Vreau la București, făcea el. Și zic, nu vrei să schimbăm puțin locurile? Da, sigur că ieșind. Eu în continuare am această idee fixă, combinația între toate elementele, cum ne învăța la matematică, nu știu câte luate, nu știu cum. A, povestea aia, nu era bună matematică. Care va fi combinația în toate? E o lume foarte instabilă și cu mari transformări economice, sociale, culturale, de toate felurile. Unii spun că globalizarea s-a terminat, acum urmează altceva. Ce? Că nici pe aia n-am înghițit-o bine, adică n-am reușit să o înțelegem.
Se schimbă modul de a munci, se schimbă cultura, sunt schimbări bune, rele. E o dinamică, după părerea mea, greu de înghițit. E greu să te... Va trebui să... Da, tinerii de acum, nu știu cum sunt, mi-e greu să spun cum sunt, dar ei vor trăi câteva decenii de permanentă adaptare la ceva nou. Pentru noi ăștia, care am trăit vremuri interesante, asta și e cam mult. Dar va trebui să te dea. A apărut de multă vreme, de ceva vreme, chestia asta cu învățarea pe tot parcursul vieții. Păi asta cu 50 de ani ar fi, erau aberați. Cum adică, mamă? Am făcut și o facultate, un liceu acolo, ce am făcut? Cum adică să învăț pe tot parcursul vieții? Nu e suficient cât am învățat? Nu. Se spune acum, nu. La 40 de ani îți schimbi meseria. Cum să schimbi meseria? Uite așa. Mai avem 10 minute, trebuie să mă uit la ceas, pentru că noi aici ar vreau să fim izgoniți curând. Și sunt trei întrebări pe care vreau să vi le mai pun. Vreau să vă rog, dar fiindcă suntem într-o librărie, am tot vorbit despre cărți, dacă puteți să-mi spuneți 5 cărți care sunt importante pentru dumneavoastră. În așa destinul meu... 5 autori. Ideea că am lucrat la Dilema... Probabil că n-a cineva de acolo de sus a tras forie. Mie mi-e greu să aleg. Deci pentru mine e imposibil. Când mă întreabă cineva filmul preferat, muzicianul, cartea preferată, 5 deja e generos. Bine că nu trebuia să spun una singură. Deși la asta cu una singură am un refren. Cel mai mult și mai mult mi-a plăcut Gargantua și Pantagruela lui François Rabelais. Asta. Pe care am citit-o de 5 ori când aveam 12 ani, nu știu cât aveam. Pot să nu spun cărți, pot să spun câțiva autori, așa. În ce fac eu în ultima vreme, de vreo 15 ani, am tot revenit la... Și aici vine un autor academic, îmi pare rău că să încep cu asta. Un tip care îmi place foarte mult, Manuel Castells, e catalan, e o somitate și care a scris o trilogie despre societatea apărută prin 99-2000-2001, cam pe atunci, și reeditată de nenumărate ori, despre The Network Society. Omul în 2000, când nu era ce acum, a construit așa un cadru foarte interesant despre ceea ce noi deja trăim, după părerea mea, societatea rețelei, care va schimba totul, zicea el de atunci. Ăsta îmi place și de multe ori mai recitesc din el, că are și un, cum să spun, un tip de argumentație și un discurs care îți dau senzația că înțelegi ce ți se întâmplă. Chiar dacă, sigur, unele lucruri, din ce spune el, ori nu sunt valabili, ori pot fi... ca orice carte serioasă, academică, poate fi contrazisă. Bun. Iarăși am să evit să spun o carte și am să dau acum o, așa, o bucată mai mare. Când eram în liceu, am citit foarte mult teatru. La mine, la Ploiești, la Biblioteca Județeană, erau teatru, na, ca în toate bibliotecile, teatru e o secțiune separată. Și când aveam vreo 16-17 ani, mă duceam și luam la rând autorii de teatru traduși în românește, de la, știu eu, Molière și teatru medieval, antologii de renaștere italiană, până la Eugene O'Neill și mai știu eu. Deci, de ce m-a influențat? Păi pentru că atunci îmi plăcea foarte mult teatru și pentru că prin tipul ăsta de text pe care unii literați îl împing la magic, domnule, nu e literatura asta de fapt, e o chestie care trebuie reprezentată pe scenă, atunci se vede. Totuși, sunt și texte care se pot citi și din care vezi un anumit fel de a privi lumea ca joc, ca spectacol, ca... Aici se întinde altceva, ce am aflat eu mai târziu. Dar atunci îmi plăcea să citesc teatru. Trei? Am zis? Da, mai am două. Oh, ce greu e. Dintre
români, mi-au plăcut foarte mult interbelicii. Și aici, iarăși mă feresc să dau nume și să spun... Bun, Camil Petrescu îmi plăcea la nebunie tot așa când eram tânăr și la, de plăcere, dincolo de obligația de a studia la școală, la facultate. Cred că este autorul român pe care îl pot reciti oricând, din pură plăcere, uitând că am făcut facultatea de litere. Îl citesc așa, ingenu. Îmi place, da. Mă rog, e mai greu să uiți că ai făcut facultatea de litere, dar vreau să spun, pot să-l citesc așa. Și aici mai fac o codiță și spun ceea ce deja am spus. Am citit foarte multă presă interbelică, de toate felurile. Stând la bibliotecă și luam, mă duceam într-o zi dimineața și luam, nu știu, ziarul Adevărul din 1933. Și luam la... Da, și presa culturală și altele. Asta nu intră la cărți, intră la altceva, dar în publicistica aia, în gazetele alea, citești articole scrise de mari scriitori ai vremii. Da. Și care de multe ori nu sunt luate în seamă în... sau mă rog, sunt marginalizate cumva când vorbim de opera lui Cutare. A scris romane, poezii Cutare. Aia și niște articole, publicistică. Câteodată e foarte interesant să citești sectorul ăsta de margini. Mai am ceva de spus? Nu. Nu, au fost cinci. Au fost cinci? Mai am eu două întrebări. Ah. Când discutam cu Genevieve și cu Marius despre pregătirea întâlnirii noastre, trebuie să pregătim afișul. Și m-am întrebat ce poză să iau. Și mi-a dat libertate totală. În momentul în care a zis totuși să mă duc acolo unde, cum ar veni, aceste poze sunt cumva în gestiunea persoanei cu pricină. Și am ajuns pe Facebook și am descoperit o poză a noastră de când erați copil. Și întrebarea pe care vreau să vă o pun este asta. Care este cea mai frumoasă amintire pe care o aveți din copilărie? Asta cu cea mai... E o amintire. Voi poți să vă vină acum, pe moment. Sau... Mi-a plăcut foarte mult acea poză, da. Și povestea care însoțea. Și nu vreau să spun eu. Da, e o poveste acolo. Păi... Am mai multe amintiri de când eram copil. Da, ce-mi vine în minte acum, pe moment, este că aveam vreo 4-5 ani, cred, și în orașul meu, Ploiești, mai exista birjă, domnule. Bun, eu nu știam că așa îi zice atunci. Dar mi-aduc aminte că veneam cu părinții seara, ne duceam prin oraș, în fine, nu știu ce, și mergeam acasă cu birja, cu trăsura. Așa vorbea lumea atunci. Dar de fapt era birjă. După aia, când l-am citit pe Caragiale și am citit și altceva, mi-am dat seama, uite, domnule, am fost cu birja. Era foarte plăcut. Acum unde, dacă vrei să mergi cu trăsura, trebuie să duci la Viena. Mai aproape, nu știu, un loc unde să mergi cu trăsura prin oraș. Sau, mă rog, poate s-or fi inventat între timp și la Mama Maia. Cine a mai fost la Mama Maia? Nu mai duc la Mama Maia. E, asta mi-a venit acum aminte, drumul cu birja către casă, mă rog, și asta e legat și de locuri și de cum arăta orașul atunci, un oraș de provincie industrial, dar foarte interesant. De care sunteți atașat, însă? Păi pot să nu fi. Nu se poate. Centrul între timp s-a demolat, era un centru de ăsta cu prăvălii, cu lipscani, există și la Ploiești lipscani, nu numai la București. Dar, mă rog, nu mai e ce a fost. Era un centru de ăsta de interesant, Hotelul Berbecu, care nu mai e hotel central. Deci, chestia asta cu birja e legată de toate acele locuri. Poate tot un simbol al obiectului care realizează o rețea. Și a doua amintire, cea mai târziu, este că pe la vreo 14-15 ani o luam cu bicicletă, așa mi-a venit ideea, așa ia să mapez, s-ar zice azi, orașul. Și o luam cu bicicleta și cred că atunci am colindat tot Ploieștiul cu bicicleta, sistematic, așa, la rând, cartier cu cartier, stradă cu stradă, ca să văd și eu. Atunci de-abia să-l cunosc. Asta. Și ultima întrebare pe care vreau să o pun, pentru că atunci când am discutat cu noastră despre interviu, vă explicam așa formula pe care o aveam în minte și spuneam să fie ca un soi de portret de autor, să fie o discuție, să discutăm despre lucruri care vă interesează pe noastră și să fie în prim plan imaginea autorului. Întrebarea pe care vreau să o pun este, care e cea mai importantă valoare umană pentru noastră, dacă v-ați gândit vreodată la ea? Um.
iarăși asta cu cea mai, dar... E o convenție, aici, că dăm de acord. Aici cred că reușesc totuși să spun ceva. Spuneam mai devreme de încredere. Dar discutam atunci în termenii societății, da? Și a societăților democratice în care încrede. E, hai să o aducem spre valorile individuale, așa, umane. Cred că tot încrederea ar fi importantă. Da. Și credeți că va rămâne? Indiferent de cum se va transforma lumea. Nu. Nu. Mă tem că nu. Nu vreau să fiu aici ca un, cum să zic, pesimistul de serviciu care a dat cu nasul prin, un pic prin dramele mediatice contemporane și crede că vine sfârșitul lumii. Nu vine sfârșitul lumii. Deși, cum să spun, trăim vremuri interesante. Interesante, cum spuneți. Bun, înțeleg că trebuie să încheiem. Mulțumesc tare mult, domnule profesor. Mulțumesc că ați venit la, noi și că ați acceptat invitația la, discuție. Noi trebuie să evacuăm aici. Mulțumesc celor care ne-au urmărit. Discuția va rămâne înregistrată pe YouTube. Să ne găsim cu bine. Peste o lună vine Crăciunul, așa că nu putem spera decât la bine de acum înainte. Toate bune, seară frumoasă! Toate bune!